Bine, ne-am regăsit, dragi gorjeni, la o nouă întâlnire de promovare electorală a candidaților care s-au înscris, au intrat în cursa pentru alegerile locale din 5 iunie 2016. Iată, suntem pe finalul celei de-a doua săptămânii de campanie, cu alte cuvinte, la jumătatea campaniei electorale. În această după-amiază vine în fața dumneavoastră candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu al Partidului România Mare, filiala Gorj, domnul Sorin Torop, căruia îi urăm încă o dată un succes, mult succes în campanie și în alegeri. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, de fiecare dată este o plăcere la dumneavoastră în emisiune. Domnule candidat pentru primăria Târgu Jiu, Sorin Torop, să ne vorbiți despre ce ați pus pe hârtie pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, dacă veți obține voturile dumnealor în alegerile din 5 iunie. Vă rog. Partidul România Mare pune accent, așa cum am spus-o de fiecare dată la toate emisiunile la care particip, pune accent pe democrație și reînvierea spiritului civic la cetățeni. Programul nostru electoral este structurat pe mai multe capitole, pe taxe și impozite scăzute, pe locuri de muncă, programe pentru tineri și de asemenea programe sociale. Desigur, nu ne vom opri aici. Avem în programul nostru 10 măsuri, 10 puncte pe care le vom urmări cu atenție, pe care noi le considerăm de utilitate și de importanță maximă pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Aș enumera câteva dintre acestea: scăderea taxelor și impozitelor locale, atâta timp cât reprezentanții Partidului România Mare vor fi prezenți în Consiliul Municipal Târgu Jiu. Ne vom bate și să menținem aceste taxe și impozite la limita minimă prevăzută de lege. De aceea am inițiat și un proiect legislativ. Fac apel pe această cale la toți cetățenii din municipiul Târgu Jiu care doresc să obțină, să reușim împreună scăderea impozitelor la locuințele rezidențiale și anexele gospodărești să ni se alăture. Este un proiect de inițiativă cetățenească. Ne trebuie 4.000 de semnături din partea locuitorilor municipiului Târgu Jiu pentru a putea ajunge pe masa de lucru a viitorului Consiliu Local. De ce ne trebuie 4.000 de semnături? Este foarte limpede. Ca să accezi în Consiliu Local, îți trebuie un prag electoral de 5% din numărul de votanți. Deci toate partidele care doresc să intre trebuie să îndeplinească această condiție, să obțină 5%. De aceea, cetățenii, pentru a avea drept de inițiativă cetățenească, trebuie să se coalizeze și să strângă 5% din numărul alegătorilor. În municipiul Târgu Jiu sunt 80.000 de alegători, deci ne trebuie în jur de peste 4.000 de semnături. De aceea, cei care doresc pot să ni se alăture, să vină la sediul partidului nostru, să preia listele de semnături și să strângă și dumnealor alături de noi. Sediul Partidului România Mare este municipiul Târgu Jiu, vis-a-vis de Tribunalul Gorj, la parterul blocului. De asemenea, încercăm să reducem, să ne luptăm în Consiliul Local pentru reducerea prețului la apă și canal, cel puțin cu 50%. Acest lucru ni s-a comunicat, am mai avut și pe această parte o astfel de inițiativă cetățenească, ni s-a refuzat dreptul de a depune această solicitare, această inițiativă. Considerăm noi într-un mod abuziv dreptul la inițiative cetățenești aparțin deopotrivă Consiliului Local și cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Atâta timp cât nu ni s-a pus la dispoziție formulare pentru a strânge semnăturile, considerăm că s-a încălcat un drept al cetățenilor. Dar Partidul România Mare va milita și se va lupta pentru a redresa această situație. De asemenea, încercăm să determinăm operatorul regional
care activează pe raza municipiului Târgu Jiu să introducă contoare apometre pentru contorizarea individuală a locuințelor. De asemenea, încercăm să sprijinim cetățenii din municipiul Târgu Jiu cu facturi reduse la energie prin anveloparea locuințelor. În felul acesta va scădea și prețul la căldură pe timpul iernii. Acest lucru se poate realiza prin fondurile europene. Este o axă specială de, pusă la dispoziție autorităților locale. Într-adevăr, este un pic mai dificil pentru că ne trebuie și proiect tehnic și studiu de fezabilitate. Lucru care, dacă ajungem la, în Consiliul Municipal Târgu Jiu, se va realiza fără doar și poate. De asemenea, avem în vedere în permanență, pentru că acest lucru ni s-a cerut de către cetățenii municipiului Târgu Jiu, în cadrul piețelor, să fie amenajate distinctiv prin arhitectura unor tarabe unde cetățenii să poată face diferența între producător și comerciant. Foarte mulți cetățeni se plâng că ori de cumpără din supermarket, ori de cumpără de la piață, practic acolo sunt societăți comerciale și vând pe tarabe. De aceea introducerea unor tarabe cu arhitectură distinctă, unde să aibă acces numai producători din zonele limitrofe ale Târgu Jiului, considerăm noi că am aduce un plus valoare în cetățenilor de unde vor putea cumpăra produse și legume românești. Și șansa de a putea să cumpere produse și șansa, exact. Realizate în condiții ecologice. De asemenea, o serie de cetățeni din municipiul Târgu Jiu ni s-au plâns, cei, îndeoseb cei care locuiesc la case, că prețul la vitanjarea foselor septice este foarte ridicat. Acest lucru se datorează și faptului că operatorul care acționează, operatorul local, are în dotare vitanje foarte puține și de aceea și prețul practicat este mai mare decât la societățile comerciale private. De aceea încercăm să sprijinim dotarea a secei dilitare ASA sau apa regio ASA cu vitanje performante pentru a reuși ca cetățenii să aibă un preț cât mai mic. De asemenea, tot la inițiativa cetățenilor dorim să putem amenaja intersecția dintre strada 9 Mai cu Nicolae Titulescu. În acest sens am depus o petiție colectivă la primăria municipiului Târgu Jiu. Sperăm ca cei 121 de cetățeni și locuitori ai cartierului din 9 Mai, zona Lido, care au semnat acea petiție să primească un răspuns favorabil cu privire la soluționarea acestor probleme, fie prin introducerea unui sens giratoriu sau cel puțin, dacă aceste soluții tehnice nu se pot realiza, introducerea semaforizării, pentru că cei care circulă dinspre Ana Ipătescu spre zona Lido, în intersecție, în orele de vârf, așteaptă foarte mult și se creează adevărate ambuteiaje, iar cetățenii sunt nevoiți să facă slalom printre mașini. De asemenea, în acea zonă există un parc și o școală, iar în zona respectivă au avut loc mai multe accidente de circulație. De asemenea, încercăm să găsim o soluție reală de administrare a Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Târgu Jiu împreună cu sindicatele pentru a putea avea și noi o sală de spectacol așa cum se impune la anumite standarde. Este în centrul municipiului Târgu Jiu, spațiul este destul de generos, se pot desfășura o serie de activități atât recreative cât și culturale. De asemenea, un alt punct semnalat de către cetățeni și pe care dorim să-l tranșăm este rezolvarea situației câinilor vagabonzi. Ceea ce se întâmplă azi cu acești maidanezi este un lucru regretabil,
iar acești câini nu ar trebui să fie pe străzile municipiului Târgu Jiu. Pornind de la simplu fapt de a-i prinde pe acești câini, modul de acționare este unul primitiv, se aleargă cu un parc, o sârmă să fie prinși. De aceea considerăm că dotarea celor care fac această meserie cu anumite pistoale cu tranquilizante, considerăm că ar fi un mod de civilizație mult mai normal. De asemenea, propunem pe ultimul punct de cele 10 puncte pe care le avem în permanență în atenție, este ca primăria municipiului Târgu Jiu să devină un actor activ pe piața imobiliară în achiziționarea de terenuri, de locuințe, în vederea transformării acestora în locuințe de necesitate, iar terenurile achiziționate să fie pus la dispoziția anumitor investitori. Programul Partidului România Mare vizează în mod deosebit și transparența la nivelul actului decizional. De aceea, Partidul România Mare vine cu o propunere de înregistrare și transmitere a ședințelor de Consiliu Local pe pagina de internet a primăriei, dar și pe Facebook, iar de asemenea toate achizițiile întreprinse de către Primăria Municipiului Târgu Jiu și de către instituțiile subordonate să fie în mod vizibil afișate. Mă refer aici la tranzacțiile mai mari de suma de 1000 de lei, pentru ca cetățeanul să știe cum se cheltuie banul public. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea unor programe adresate tinerilor din municipiul Târgu Jiu și mă refer aici în sprijinirea și educarea tinerilor pentru accesarea pieței muncii. Și avem în vedere în mod deosebit crearea de facilități și oportunități acestor tineri. Dorim să inițiem un program anual de sprijinire a 100 de tineri cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din medii sociale defavorizate. Astfel, vor fi sprijiniți pentru obținerea unui permis de conducere și pentru și în vederea de asemenea urmării unui curs de educație antreprenorială. În modul acesta, tânărul va fi pregătit și se va crea avantaje în vederea integrării pe piața muncii. De asemenea, dorim amenajarea unui centru multifuncțional pentru tineri, unde acestea să se poată întruni, să aibă conferințe, săl de conferințe, săl de spectacol, iar acest centru să poată oferi organizațiilor de tineret sedii pentru acestea. De asemenea, Partidul România Mare dorește să sprijine tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani. Știm că este o tradiție în organizarea Zilei Majoratului. Dorim să-i conștientizăm că aparțin municipiului Târgu Jiu, oferindu-le în mod simbolic, gratuit, un cadou din partea autorităților. Astfel, fiecare tânăr care va împlini vârsta de 18 ani va primi din partea municipalității gratuit o Biblie, simbolul credinței strămoșești, Constituția României, simbolul legalității și al dreptății, care trebuie să-l guverneze pe tânăr, să-i poartă pași și în viață, și de asemenea o tabletă, simbolul viitorului. Avem de asemenea în vedere oferirea, identificarea de terenuri și oferirea acestora gratuit pentru tinerii căsătoriți. De asemenea, Partidul România Mare este singurul care a venit cu o propunere de a sprijini activitatea de taximetrie din municipiul Târgu Jiu. Din discuțiile purtate cu cei care practică această meserie, am identificat câteva probleme și câteva soluții pe care dorim să le oferim acestora.
În primul rând, cei care practică taximetria simt nevoia de amenajarea unor noi stații de taxi în orașul Târgu Jiu, prin achiziționarea de către primării a terenurilor virane existente sau a unor case degradate care pot fi demolate și transformate. Terenul, spațiu poate fi pus la dispoziție în vederea realizării acestor dorințe. De asemenea, avem în vedere și faptul că în toate hotărârile și măsurile care se iau de către Consiliul Local în vederea reglementării acestei meserii, trebuie să fie făcută, așa cum spune legea, cu consultarea celor în domeniu. Din păcate, la ora actuală, dumnealor nu sunt organizați. Ar trebui să existe o cameră a taximetriei pe care noi dorim să o propunem înființarea acesteia prin hotărâre de Consiliul Local să aibă caracter consultativ în care să fie reprezentați toți actorii de pe piață. Mă refer aici la persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale, mă refer la societăți de taximetrie, mă refer la societățile care au dispecerate taxi. De asemenea, avem în vedere oferirea unui spațiu și asigurarea, dotarea acestui spațiu în mod corespunzător, care să fie deservit de către o persoană, pentru ca toți cei care practică această meserie să cunoască faptul că pot să vină cu problemele dumnealor la acest birou, să primească informații și să primească sprijin în vederea întocmirii, de exemplu, a documentației de reautorizare acestei activități. De asemenea, Partidul România Mare încearcă să aducă în atenția publicului și câteva programe de promovare și câteva măsuri de promovare a turismului. Noi nu dorim să inventăm apa caldă, noi am preluat ideile din acest program al nostru de acolo de unde ele au dat rezultate, de unde au fost vizibile și de unde au adus plus valoare comunităților unde au fost implementate. De aceea ne gândim ca să sprijinim operatorii care activează pe piața locală în domeniul turismului și facilitarea acestora de a participa la târguri și simpozioane organizate în țară și în străinătate. De asemenea, avem în vedere introducerea unui autobuz decapotabil pe perioada verii care să plimbe turiștii, să facă turul orașului, dar și a zonelor limitrove, cum ar fi, de exemplu, la muzeul de la Curtișoara, unde se pot crea adevărate proiecte unde turiștii să fie întâmpinați cu mâncare tradițională. De asemenea, poate fi vizitată Hobița. Un alt proiect, o altă idee a noastră pe care încercăm să o promovăm este de a crea la nivelul municipiului Târgu Jiu un grup de ghizi formați din studenți ai universităților din municipiul Târgu Jiu care să lucreze eventual part-time. În felul acesta și turistul va avea un ghid de calitate, iar studenții vor câștiga și ei anumite sume de bani. De asemenea, pe calea eroilor, dorim ca toți comercianții care sunt prezenți acolo să poată oferi turistului suveniruri care să fie confecționate de către artiștii plastici din municipiul Târgu Jiu. De asemenea, avem în vedere introducerea unui card al prieteniei care să oferă turistului servicii și prețuri reduse la diversi comercianți din municipiul Târgu Jiu, dar și la spectacole și la activități cultural-sportive. Partidul România Mare este singurul partid care nu a fost la guvernare și de aceea nu poate fi acuzat că
a furat din banii publici. Dumneavoastră veți mai avea timp de antenă și la promovare la noi, dar și la dezbatere. Vă mulțumim cu respect, domnule candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu din partea Partidului România Mare, domnule Sorin Torop. Mult succes în alegeri! Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, vă prezintă cele mai noi oferte și pachete promoționale din campania de primăvară 2016. Pachetele gospodar, fermier și cosaș, compuse din moto unealtă și moto ferăstrău, la prețuri cuprinse între 1499 lei și 2899 lei. Nu ratați ofertele la tractoarele și mașinile de tuns gazonul. La achiziționarea unui tractor primiți cadou un trimmer, iar la cumpărarea oricărei mașini de tuns gazonul se oferă un set de foarfeci pentru grădinărit. La toată gama de moto ferăstraie se oferă discounturi și gratuități. Mari reduceri și la utilajele profesionale pentru spații verzi. Pachetul compus din moto unealtă, gard viu și refulator se vinde la prețul de 3.500 de lei, iar la cumpărarea unui Rider 320 AVD se oferă discount 30% la accesorii. Vă așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș pentru a beneficia de oferta de primăvară. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtie? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321.
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 350 de euro pe an, masterat 400 euro pe an, doctorat 800-900 euro pe an. ULIM înscrie prin selecție de dosare la studii de licență, masterat și doctorat la următoarele facultăți acreditate, cursuri învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă în sesiunea de vară între 1 iunie 15 august și sesiunea de toamnă între 20 august 1 octombrie. ULIM pregătește studenți, masteranzi și doctoranzi la următoarele specializări: psihologie și asistență socială, științe economice, drept, informatică, inginerie și design, silvicultură și ecologie, litere, relații internaționale, științe politice și jurnalism, istorie. Durata studiilor 3 ani. Începând cu anul universitar 2016-2017, în cadrul ULIM, studenții și masteranzii pot opta pentru înscrierea opțională a modulului pedagogic. Licență și masterat 100 de euro, modulul pedagogic aprofundat 600 euro. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM, Târgu Jiu, Strada Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la o universitate de prestigiu pe plan intern și internațional. ULIM, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Am revenit, dragi gorjeni, din pauza publicitară și în fața dumneavoastră vine doamna Irina Cojocaru din partea Partidului Național Liberal Filiera Gorj, candidat pentru primăria Bombeș-Pitic. Îi urăm un bun revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă salut și pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii dumneavoastră și totodată pe cetățenii mei din comuna Bombeș-Pitic. O scurtă prezentare, estimată doamnă candidat pentru primăria Bombeș-Pitic. Cu ce vă ocupați? Da. Ce ați studiat? Și apoi trecem direct la programul care l-ați pregătit celor din Bombeș-Pitic, dacă veți obține voturile lor pe 5 iunie. Vă rog! Da, după cum ați spus și dumneavoastră, mă numesc Irina Cojocaru. Sunt căsătorită de 27 de ani, soțul meu se numește Laurențiu Cojocaru, am o fică. Să mă trăiască. Mulțumesc frumos, este profesoară de engleză, este la doctorat în anul 2 la Universitatea din Craiova, soțul meu este maestru la o fabrică de mobilă, iar eu actualmente sunt administrator în cadrul Universității Titu Maiorescu, filiala Târgu Jiu. Da, doamnă, acum vreau să ne vorbiți despre programul dumneavoastră electoral și să prezentați ceea ce credeți dumneavoastră că ar trebui să existe în comunitatea din Bombeș-Pitic dacă dumneavoastră veți obține fotoliul de primar. Vă rog! Da, mulțumesc! Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Eu sunt un om ambițios. O să fiu primar al comunei Bombeș-Pitic datorită faptului că am un atu, n-am făcut politică niciodată, nici echipa mea de consilieri n-a făcut politică. Din echipa mea fac parte numai oameni muncitori, oameni care n-au făcut politică și n-au cheltuit din banii publici, cum ar veni până acum. De la alte partide, majoritatea au făcut politică, s-au asociat toți candidații ca să ne înfrângă pe noi echipa de la Partidul Național Liberal. Eu pot să mă mândresc cu acest partid, sunt mândră că îl reprezint, fiindcă n-au fost niciodată la guvernare și nu pot să ne incrimineze nimeni că am mâncat banii publici sau că i-am cheltuit în alte scopuri. Vă rog! Prima dată la Bombeș-Pitic trebuie să ne apropiem de cetățeni. Trebuie să existe o comunicare între primar și cetățean. După aceea trebuie să le rezolvăm problema funciară. Oamenii sunt supărați. Este inadmisibil ca după 25 de ani
să mai existe în comună oameni care nu au încă titlul de proprietate pe pământurile lor, în timp ce în primărie sunt salariați care au primit și poate mai primesc sporuri grase pentru a rezolva aceste probleme. Ori interesul lor este să le rezolve în 50 de ani pentru a mai primi acele sporuri. După aceea trebuie să continuăm în ritm accelerat lucrările de instalare a conductelor de apă potabilă și racordarea într-o fază ulterioară a gospodăriilor cetățenilor la rețeaua centrală. Aici aș vrea să menționez faptul că de la început nu s-a început bine această lucrare. De ce? Fiindcă noi nici la momentul respectiv nu știm dacă avem sursa de apă. Întâi au început cu întinderea conductelor prin comună și după aceea urmează să finalizeze cu bazinele de apă, lucru care nu mi se pare corect. Amenajarea prin balastare și pietruire a drumurilor de tarla, a ulițelor, pentru a ușura accesul civilizat al animalelor și utilajelor de muncă spre și dinspre câmp. Se poate face din fonduri proprii și cu contribuția posesorilor de utilaje mecanizate. Amenajarea unui centru de informare turistică, cerință europeană finanțată de UE în școala de la Poenari. După cum am mai și precizat și am participat și la postul dumneavoastră, am venit cu lucruri concrete, școala de la Poenari arată groaznic. Este păcat că nu i s-a găsit o altă utilizare. Acolo se putea face o bibliotecă pentru copii, o sală de internet, nu să arate cum arată acum. Îmi pare foarte rău că conducerea Comunei Bumbești-Pitic n-a putut să păstreze în stare bună nici lucrurile pe care deja le-au găsit. Dimpotrivă, le-au lăsat să se ruineze. Le ajută să se degradeze. Continuarea asfaltărilor spre Cârligei și Lupești cu fonduri guvernamentale, repararea căminului cultural și repunerea lui în rolul pentru care a fost creat. Activități culturale, spectacole artistice, de Paști, de Crăciun, să nu uităm de tradițiile noastre care ne reprezintă, datorită faptului că la noi în comună sunt oameni gospodari și oameni care și-ar dori din când în când să mai și socializeze. Fiindcă, după cum știți și dumneavoastră, munca la țară este destul de grea și să putem uita de problemele și de grijile pe care le avem de zi cu zi. Da, mai departe. Extinderea iluminatului public pe fiecare stâlp prin amenajarea unui parc fotovoltaic, extinderea iluminatului public acolo unde lipsește. Fonduri europene, datorită faptului că este destul teren în comuna noastră și am putea beneficia de teren. Amenajarea unui centru de colectare a fructelor de pădure, ciupercilor, florilor medicinale, etc. Centru de fructe de pădure și de plante medicinale la noi în comună a mai fost cândva, adică era acel ILF-ul unde se făceau conserve, compoturi, se curăța ceapa. Erau câteva locuri de muncă care ne asigura traiul necesar în comuna noastră. Din păcate nu mai există nimic. Ar trebui să atragem investitori, de fapt cum ne dorim și pentru orașul și județul nostru. După cum vedeți și dumneavoastră, la nivel de județ lipsesc locurile de muncă. S-au închis toate fabricile. Nu mai avem cu ce să ne lăudăm. Dacă ar fi să menționăm, am putea menționa faptul că în orașul Târgu Jiu, în care și eu am trăit 20 de ani, unde am și lucrat, am lucrat la fabrica de mobilă, la Rostramo, unde ați văzut și dumneavoastră că s-a ales praful. Este bine de menționat că în orașul Târgu Jiu, din 16 fabrici pe un kilometru și jumătate, nu mai avem nimic. În schimb, ne putem lăuda cu sensuri giratorii, cu flori pe stâlp, cu tot ce dorim altceva, mai puțin locuri de muncă. De aceea, Partidul Național Liberal, după cum bine ați văzut și dumneavoastră, merge pe ideea lege și locuri de muncă. Îmi doresc să fiu aproape de cetățeni,
să putem comunica, să dezvoltăm împreună tot ce ne-am propus. Bine, sunt multe lucruri de rezolvat și... Puteți să mai punctați câteva, pentru că timpul pentru promovarea electorală vă mai oferă 4 minute și jumătate. Da, am putea folosi relațiile personale ale locuitorilor pentru a contacta firme specializate în atragerea de fonduri europene. Aici aș putea să particip și eu, datorită faptului că lucrând în cadrul Universității Titu Maiorescu, la noi există o întreagă echipă de specialiști pentru atragerea fondurilor europene și având o relație foarte bună de colaborare cu colegii mei, dumnealor au fost de acord și m-au susținut, mi-au făcut chiar promisiuni, dacă eu o să fiu primar, o să fie alături de mine cu tot sprijinul pe care mi-l pot acorda. Adică, de a mă ajuta să mă învețe să nu greșim, să vedem cum putem rezolva problemele juridic și corect, să nu mai împrăștiem banii publici cum se practică, să atragem fonduri europene, să putem crea locuri de muncă, să-i ajutăm pe tinerii care își doresc să facă acele proiecte pentru creșterea animalelor și n-au putut să beneficieze de ele până în prezent. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Și ce aș putea să mai spun? Redimensionarea activității din primărie, astfel încât fiecare salariat să fie corespunzător încărcat cu sarcini. Întărirea disciplinei, într-un cuvânt. Este foarte necesar acest lucru. Nu spune nimeni că o să dea oamenii afară. Dimpotrivă, toți salariații trebuie să fim un colectiv unit, să muncim fiecare pentru a putea cetățenii să ne respecte, să nu mai fie nevoiți să spună nu mai vine să merg la primărie, fiindcă acolo nu ne bagă nimeni în seamă. Au fost situații pe care le-am cunoscut pe teren când oamenii mi-au spus următorul lucru. Doamna Irina, a trebuit să mergem la primărie de nenumărate ori pentru obținerea unei adeverințe. De ce ați întâmpinat acest lucru? Fiindcă nu vrea nimeni să-și asume responsabilitatea. Adică primarul te trimite la secretar, secretarul te trimite la jurist, juristul te trimite mai departe și nu aș vrea să fim puși în această situație. Tocmai de aceea, mie nu mi-este rușine să întreb și le promit cetățenilor că de fiecare dată pot să consult oameni pregătiți în fiecare domeniu necesar, depinde de problemele fiecăruia și o să fiu alături de dumnealor pentru rezolvarea tuturor problemelor lor. Doamnă Irina Cojocaru, candidat din partea Liberalilor pentru primăria Bombeș-Pitic, mai aveți aproximativ un minut în care puteți să transmiteți un mesaj celor care sunt chemați la urne pe 5 iunie. Vă uitați spre cameră și ce considerați dumneavoastră că n-ați apucat să spuneți în timpul prezentării programului, puteți să le spuneți într-un minut și 15 secunde. În primul rând, i-aș ruga pe cetățenii mei să meargă la vot. Acesta este cel mai important lucru pe care îl doresc. Mergeți la vot, cetățenilor. Votați omul în care aveți încredere și știți că vă poate reprezenta și care vă poate fi de ajutor, care o să fie alături de dumneavoastră și la bine și la greu. Să nu vă dezamăgească, nu vă mai lăsați păcăliți, nu vă mai lăsați manipulați cum se obișnuiește de fiecare dată. Înainte de votări, toată lumea vine la dumneavoastră și vă caută. Sunt în stare să facă tot felul de sacrificii pentru a vă da dumneavoastră acordul pentru funcția de primar. Nu sunt de acord cu acest lucru, n-am fost niciodată. Dați-l o șansă acelor oameni care trebuie să vă reprezinte, să fie alături de dumneavoastră. Doamna Irina Cojocaru, noi vă mulțumim pentru participarea la emisiunea de promovare electorală. Vă mai așteptăm pentru că partidul din care faceți parte mai are și în săptămânile viitoare spațiu afectat și la promovare și la dezbaterile de seară. Noi vă urăm la fel ca tuturor candidaților mult succes în campanie, mult succes la urne pe 5 iunie și multă sănătate.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație, la fel vă doresc și dumneavoastră, la toți ascultătorii și totodată cetățenilor din Comuna Bumbești-Pitiri. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Să trăiești, drăguțule! Sărăcia nu e un viciu, dar mizeria, stimate domn, mizeria e un viciu. În sărăcie mai păstrăm încă noblețea sentimentelor înnăscute, în mizerie însă nu le mai păstrează nimeni niciodată. Ce vrei, Căstele? Fedor Mihailovici Dostoievski. Ce caracter! Istoria nu se aruncă niciodată la gunoi. Costele, niciodată! Hai! Polaris. Împreună pentru un oraș curat. Am revenit, dragi gorjeni, în ultima parte a întâlnirii de promovare electorală din această zi, final de a doua săptămână de campanie electorală pentru alegerile din 5 iunie. Și de această dată vine în fața dumneavoastră domnul Nicolae Lungan, reprezentantul PRU, candidat pentru funcția de primar în Comuna Bâlteni și în același timp primar în funcție în Comuna Bâlteni. Bine ați venit în studioul nostru, domnule primar. Vă urăm și dumneavoastră, ca și celorlalți candidați pentru alegerile din 5 iunie, mult succes în campanie și la votul din 5 iunie 2016. Așa cum se procedează, vreau să faceți o scurtă prezentare a dumneavoastră ca să vă cunoască lumea mai bine. Cu siguranță sunteți cunoscut în comunitate, dar așa se procedează. Vă rog. În primul rând, bună ziua dumneavoastră, cât și telespectatorilor. Și să încep cu o mică prezentare, cum a spus dumneavoastră. Eu cred că sunt cunoscut în zonă, dar am lucrat în minerit. Am fost maestru conducător de formație, am fost în mișcarea sindicală, unde am militat pentru oameni și pentru drepturile oamenilor. Dar ca în viață și în mișcarea sindicală, de multe ori, în loc să te duci să te zbați pentru omul care are nevoie, nu care are nevoie, omul ăla cinstit, care, dar nu te poți, cum să spun, n-ai cum să-l ajuți, că omul ăla pleacă de acasă, vine, se duce la lucru și face programul, pleacă. Nu e. Mai sunt oameni care scap certați așa cu disciplina muncii. Pe aia apărăm. Aia că până la urmă acasă aveau copii. Și copiii nu erau vinovați. Da. Și acolo. Am fost o echipă, cum să spun, bună și puternică, vorbesc în sindicat. Am avut lider pe președinte, pe Dan, pe Pârvulescu. Da. Actualul președinte al FNM. Da. Un om controversat la un timp. Dar totuși un om rar. Da. Domnule primar Nicolae Lungan, să ne vorbiți puțin despre proiectul dumneavoastră privind, să spunem, programul electoral pentru Comuna Bâlteni. Ce v-ați propus să faceți în continuare dacă veți obține încă un mandat de 4 ani la Bâlteni după votul din 5 iunie? Ce v-ați propus dumneavoastră pentru
cei din comunitatea pe care și acum o reprezentați. Ceea ce aș dori prima dată și aș vrea să continui, să zic ce am început. Am demonstrat și vreau să demonstrez oamenilor în continuare că primarul nu este stăpânul comunei sau șeful comunei. Primarul este un angajat în primărie care trebuie să lucreze pentru cetățenii. Deci, primăria nu este a primarului, primăria e a cetățenilor și împreună, deci primarul împreună cu cetățenii, să încerce să rezolve treburile și nevoile care le au oamenii. Oamenii pleacă de acasă și vin la primărie ca să rezolve niște probleme. Eu nu consider că la primărie e nevoie de audiențe, de program de audiențe. Eu nu consider că la primărie nu poți să primești omul, chiar dacă nu știe să se exprime. Stai, îl asculți, întreb ce vrea, la modul omenesc, chem compartimentele, cum de fapt am început și am întâmpinat destule greutăți, că în Consiliu am fost minoritari. După destrămarea USL-ului s-au trecut și s-au făcut și erau 8-7 și trecea numai ceea ce vroiau. Dar vroiam să compartimentez pentru că până la urmă chestiunea cu semnează ca primarul mi se pare un lucru nu de râs. E un lucru normal. Primarul e pus acolo să semneze, dar nu așa că nu știe. Se documentează și el, dar dacă vine un om cu o problemă de contabilitate sau de taxe și impozite, de unde să le știe primarul pe toate? Are compartimentul. Din ce sat ești? Că așa l-am găsit structurat. Da. Câte o persoană pe fiecare sat, comuna având 5 sate, câte o persoană răspunde de fiecare sat. Așa. De unde ești? Din Cucureni. Vorbesc de satul în care sunt eu. Da. Cucureni, bine. Să vină doamna X. Da. Ia spunem ce probleme are, scoatem și să vedem situația. Da, situația și pot dezbați-o. Mulți au fost, dacă și să termin aici și e foarte bine că am ajuns aici. Spre exemplu, comuna e cu o comună mare. Parcă am avea 100 de miliarde bugetul. Dar sunt amenziile care e un balast extraordinar. Deci acum la noi, la Bulteni, am avut 40 de miliarde neîncasați. Din amenzi. Din amenzi. Și vă dați seama că astea sunt legile la noi în România. Păi frate, n-ai recuperat amenziile? Scazi din buget. Și în loc de 40, de 100 de miliarde, 60 de miliarde. 60 de miliarde, da. Faci bugetul pe 60 de miliarde. Dar în ăștia 100 de miliarde, 44 de miliarde sunt pentru profesori, nu? A, pentru profesori. Că bugetul e comun. Salarii de profesori. Da, salarii profesori, așa. Așa. Scăzând 40 de miliarde, da, ale profesorilor, da, deci din 20 de miliarde mai sunt și salariile administrației, cheltuieli cu întreținerea. Cu întreținerea, cu iluminat, cu gaze, cu școli. Cu... Nu rămâi să faci ceva. Da. Atunci ți-ai traista pe spinare și te duci, umbli, pe la instituțiile, instituții, pe la să câștigi un ban. Da. Cum bună oară, pe 25, acum, aprilie am fost la ultima dată, după mai multe drumuri la București, că le-am promis la oameni și să fie clar, nu e un capăt de țară dacă nu câștigă Lungan alegerile în Comuna Bălteni. Nu. Și pentru mine, oamenii care votează sau care mă votează, care nu mă votează, eu rămân același Lungan. Pot să fiu prieten cu oamenii. Că... Na, înseamnă că eu în anul ăsta, bine, scurt, n-am putut să mă exprim. Dar le-am promis că pe ulița din Cocoreni, că așa era la rând. Când am venit, era la rând două ulițe în Peșteana pe care le-am asfaltat. Deci am turnat primul strat
binderul, cum zic ăștia. Da. Iar acum, deci m-am dus la București, am obținut fondurile, am plătit la firma constructoare și acum a venit firma la lucru. A început de luni ulița care trebuia la Cocoreni. Nu n-am mers pe dictonul ăla după mine potopul. Nu. Indiferent cine vine primar, dacă se termină până pe 5 iunie, e bine. Dacă nu se termină, se continuă lucrarea, înseamnă că în comună se a realizat ceva și nu contează până la urmă cine e primar sau... Dar dacă vrei să faci pentru comună, că puteam să trag frâna și să zic, dacă nu ies, la ce rost are să mă mai duc eu acum la București, să ducă cine o vrea. Nu. Mai avem un proiect pe care doare comuna de nu se poate. Canalizarea. Da. Și apa reziduală. Am contractul semnat pe 217 miliarde. Pe ordonanța 28. Da. Nu am actele perfectate. Cum să spun? Nu că n-aș vrea. Au participat la licitație două firme, una pentru care am tot respectul cum lucrează, a câștigat una care, sincer să fiu, n-am vrut și n-aș vrea în ruptul capului, mai bine pierdem banii decât să-i aruncăm pe apa sâmbetei, să facă o lucrare care, pur și simplu că așa a fost atunci, să fie proiect cu execuție. Da. Și vă dați seama, adică execuție, și să vină ei cu proiectul și să modifice unde nu le convine. Vorbea dumneavoastră despre canalizare și colectarea apei reziduale. Domnule primar, deci continuați să povestiți despre acest lucru, vă rog. Acum chestiunea este în felul următor. Am luat o firmă de consultanță din asta care pur și simplu... prima dată a zis că ne ajută. I-am spus, dom'le, hai să găsim orice metodă să le descalificăm. Da. Deci le descalificăm, că până la urmă mie nu. Și le scoatem din nou la licitație. Da. Poate o veni o firmă de profesioniști. Da. Pentru că lucrarea asta care se face, nu se face de mântuială. Să se facă o lucrare ca să dureze. E canalizarea unei comune. Și vă dați seama că are comuna... 18 km lungime și e lucrare complexă și banii sunt destui. Astea sunt proiecte comune la toți, că suntem 11 candidați. Da. Apă, o chestiune care pe mine, sincer să fiu, nu mă deranjează, dar mă roade. Legislația și s-a parcurs 26 de ani de la Revoluție, nici acum nu e ambiguă, nu știi ce să faci. Uite, spre exemplu, avem crescătorii de animale. Da. N-a pus nimeni și nu condamnă pe colegii care candidează. Nici nu știu ce au să facă, dar vreau să spun că problema oamenilor asura trebuia pusă de mult. Am mai încercat și cu domnul Păsărin, cu Gicu, înainte cu primarul, că dacă am fost în aceeași barcă, am încercat să discutăm cu oamenii și să-și facă asociații de crescători de animale. Da. Bine, oamenii la început, la coada vacii, cum vine vorba, sau... Dar sunt oameni care cresc animale și chiar vor. Avem și GAL, deci putem un grup să... de acțiune locală, un grup de acțiune locală, acolo din 11 comune, și putem accesa fonduri unde... Cred că lucrul cel mai... Să faci un centru de prelucrare a laptelui sau să vină cineva să-l preia. Că omul ăla îi se strică laptele pur și simplu, că face brânză sau... Dar știe, nu-l dau cu 5 lei, cu 3 lei cât îl dau la... Cu 2 lei, dar nu mi se strică laptele, îl dau și iau laptele.
Da. Asta este o treabă, nu știu cum să vă spun. Și dacă tot am ajuns la crescători de animale și ea să vedem dacă vor să se organizeze, eu am discutat cu câțiva da. Și chiar am rugat, strânge-i, vin, stăm da. De vorbă și să vedem ce putem face. Drumurile vicinale lasă de dorit și am încercat odată cu toate că avem 4x4 da. Și am zis, bă, să o luăm. Abia am reușit. Mai ales dacă trec tractoarele pe acolo și zbălțile până. Da. Deci e un lucru care trebuie făcut, pentru că la noi în comună nici nu poți să faci asociații, că sunt sole mici, da. Iar terenul care a fost teren și puteai să-l muncești, să-l dai unde, a venit și a săpat mina. În da. Spate au rămas hălzile. Și vă dați seama, hălzile trebuie refertilizate, trebuie redate agriculturii, amenajate și amenajările încep întâi cu, cum să spun, menținerea taluzurilor. Da. Că se plantează salcâm ca să nu... Stabilizeze terenul. Da, să stabilizeze terenul. Deci o investiție care a costat foarte mult. Investiția o face... CEO-ul, da, da, o face CEO-ul cu, am înțeles, cu Imprestul, cu pomii da. Și se ocupă. Ar fi bine dacă, deci n-aș putea să promit eu la oameni că le dau, că le creez locuri de muncă. Locurile, da. Da, locurile de muncă se creează în comună dacă agenții economici, tot așa am încercat și am luat deja pe câțiva mai importanți, da. I-am prins în gal da. Și normal că dacă oamenii ăștia accesează fonduri și se dezvoltă, mai angajează un om, doi. Da. Aceeași chestie revin la crescătorii de animale. Păi dacă poți să faci și un, o fermă, acolo implică oameni. Sau să faci un centru de prelucrare a laptelui. Sau... Chiar de colectare. Sau colectare. Sau să faci de prelucrarea cărnică, până da. La urmă, o abatorizare. Da. Aia. E, vis-a-vis de abatorizare, am înțeles, dar n-am ajuns să văd și că la Mătăsari e o piață cu frigorifice, cu tot făcută, așa, după standardul european. Da. E, eu am zis că vreau să mă duc acolo și dacă câștig alegerile astea, asta vreau să fac în piață la Peșteara. Da. Cu toate că e târg, cred că e cel mai vechi târg din județ. Așa, printre altele, nu ne comparăm cu târgul care a fost Târgu Jiu și ea, da. Dar e peste 400 și ceva de ani da. În atestate. Da. Și zic că se merită. Acum, partea proastă și cu târgul e că crescătorii de animale n-au voie în târg, că nu e autorizat, cum fac peste da. Tot, dar DSV-ul e și o scăparea mea, că tot mi-am propus că mă duc acolo să spunem ce trebuie să fac ca să bag animalele în da. Că dacă le faci, nu știu, dar până la urmă, dom'le, dacă sunt DSV-ul, băi, da. Am bâlci în Peșteana, nu mă duc să amendez, primul lucru, băi, voi răspundeți, veniți în coace. Uite ce trebuie făcut. Asta, da. asta, faceți. Da. Venim și vă ajutăm și noi. Da. Da, domnule primar, mai aveți un minut și jumătate și în acest minut și jumătate puteți, dacă doriți, să transmiteți un mesaj direct cetățenilor, să le spuneți ceea ce, să spunem, că n-ați apucat să le vorbiți acum în timpul emisiunii. Ce vreți să le transmiteți dumneavoastră prin intermediul nostru al Tele3-ului? Păi eu la cetățenii din comuna Bălteni le doresc numai sănătate și lucruri de bine. Cum să spun, eu am fost lângă ei și sunt un om care mă simt legat de comună. Nu m-a interesat venituri ilicite, nu m-a interesat să bag mâna în banul public.
Și asta nu o spun, că am spus-o la început și încă o repet, că nu e un capăt de țară dacă câștigă alegerile sau nu. Dar aș vrea și mulți dintre cetățenii care au venit în primărie să vadă și au constatat că în primărie acum este o normalitate. Deci nu se mai, cum să spun, nu se mai dau oameni afară. Da. Și nu se mai strigă la oameni pe scări. Da. Sau... În rest, să voteze cum le dictează conștiința. Pentru că numai așa putem să facem un pas înainte. Da. Iar singurul lucru care îl am... Vă rog. Nu e. E ilegal. E așa cu practica, cu plasa, cu uleiul, da. Cu... Dacă dânsii consideră că o plasă primită cadou îi ajută 4 ani de zile să ia plasa și să voteze pe cel care a dat plasa. Dar sunt convins că în plasa aia, după 2 zile, se uită în punga goală. Trebuie să gândească foarte bine ce votează, pentru că promisiuni de locuri de muncă, v-am spus, nu. Dar împreună le putem crea. Da. Mulțumim mult domnului Nicolae Lungan, candidatul PRU pentru funcția de primar în comuna Bălteni și...